nu arată foarte bine. Fără sistem de siguranță! Oameni care fac toate cele pe stradă. Oh, hey! Habla español! Hello! Sunt aici cu prieteni. Hei, bună dimineața, dragilor! Neața, neața, dintr-o nouă destinație, v-am promis de data asta că să facem ceva altfel. Ei bine, vedeți că este altfel și încă nu v-am spus unde suntem. Să mai ținem secret? În seara am ajuns în New Delhi, India, și de aici o să începem să explorăm această țară fascinantă și frumoasă. Luăm micul dejun, trebuie să ne mai aducă și cafeaua. Tradițional și arată așa. Arată super bine, yummy, yummy. Nu, nu arată foarte bine, dar e foarte bun, ca să vă zic sincer. E un fel de năut, un fel de tocăniță cu năut, puțin așa piperată, normal, ca toate. Și această plăcintă sunt ca plăcintele la noi, acelea care le cumpărăm sau le facem acasă. Ei, da, și acum fiță de fiță, ce să vă zicem, merge cu metroul în New Delhi. Nu de alta, dar vrem să experimentăm, să vedem cum este. Așa arată un token, hai să vedem cum e metroul și care sunt condițiile pe aici. În anul 2014, sistemul de metrou din Delhi a fost votat ca al doilea cel mai bun din lume. Acesta este metroul, așa arată, este plin, oriunde am văd baților aici. Foarte interesant! Și începem explorarea orașului Delhi de la Fortul Roșu, care a fost construit în secolul al XVI-lea și a servit pentru o lungă perioadă de timp ca sediu al Imperiului Mughal. Știați că inițial avea culoare albă? Mira! Da? Ce facem noi în chestia asta? Nu știu! N-avem sistem de siguranță? Niciun. N-avem uși? N-avem nimic! Și stai că e bine, am văzut că se învârte mult, mult, mult mai tare și se și rotește. Wow, nu mai vreau! Am văzut că e foarte ruginită! De ce ne-am urcat aici? Uitați Fortul Roșu, ce frumos se vede de sus! Și parcul de distracții! Și parcul de distracții! Care arată ca unul din România, așa, dar cu mult, mult, mult din Europa. Nu mai vreau! Bată pe părți, amințe, bufleți și muzica indiană! Și acum ne îndreptăm spre vechiul Delhi. Da, și drumul până acolo e o aventură în adevăratul sens al cuvântului. Oamenii nu sunt chiar așa de insistenți cum credeam. Sunt foarte, foarte mulți, bineînțeles. Imaginați-vă că populația orașului Delhi este la fel ca populația României. Deci, uite și McDonald's aici. Uite și McDonald's, da. Ce mă deranjează pe mine e praful. E o poluare, da. Se zice că este cel mai poluat oraș din lume. Și se simte rău de tot. Praful și muștele. Astea sunt cele mai enervante parte. Așa-i? Da, și pe mine tot asta mă enervează. Mulțimea asta de oameni care mai de care încearcă să vândă, să îți propună o afacere, etc., etc., dar cum ziceai tu, nu sunt insistenți așa mult și asta e ok, scap ușor de ei. Oricum o să vă mai arătăm așa ce am mai întâlnit pe drumul nostru. Da, nu putem să nu vedem acest lucru. Dar așa ca prim impact, așa, este unul ok, a zice. Cu excepția prafului și a muștelor. Ok, pentru că am venit pregătiți. Da, am venit pregătiți și... Dar nu e așa aici. Dar nu nici chiar așa cum imaginam eu înainte să vin. Ba da, eu.
oarecum nu-i, dar oarecum nu-i. Mie mi se pare mai ok, dar încă n-am ajuns în partea cea veche cu străduțele celea. Am văzut celea, sunt vaci pe stradă, sunt oameni care își fac toate cele pe stradă, tot felul, mai arătăm. Mai surprindem! Tuk-tukul este pe departe cel mai folosit mijloc de transport din New Delhi, iar numele provine de la primele motoare care făceau tuk-tuk. Aici, aici e un dezastru, o dezordine totală, e super fain. Ăsta strigă la mine să mă dau la o parte, că nu pot să treacă, ăla pe dincolo. Super interesantă experiență. Hei, spaniol. No, Romanian, Romanian. Super tare, am căzut niște apă, nu știu de unde pe mine. E o nebunie. N-am mai văzut așa ceva. Și aici oamenii care aduc de toate, care de toate. Și pentru prânz am decis să rămânem aici la McDonald's. Cu burgerul. Și Coca-Cola și cartofi. Să avem poftă. Și am luat risca să mergem la moschea Jama, nu? Am Coca-Cola, nu le-am lăsat tot pe jumătate. Dar nu știu, bicicletele astea n-au mai multe viteze, oare? Ia uitați ce dezastru! You're from Israel? Se face milă așa când vezi săracul ce pedalează. Se face milă. Am negociat de la 100 la 70, dar cred că îi dăm 100. Ce zici, Mira? Clar. Nu știu, așa... De-a merge. Eu credeam că e electrică. Aici sunt greu. Doamne, doamne. Doamne, doamne. Călătorie în India este și o lecție de viață pentru noi, că ne plângem din orice, din orice. Da.
avem aici. Suntem într-un traffic jam. Și am ajuns și la moscheea Jama Masjid. Sper că am pronunțat corect. Aceasta a fost construită în secolul al XVI-lea. Este cea mai mare moschee din India și poate găzdui până la 25.000 de persoane. Vă dați seama! Hai să dăm o tură înăuntru să vedem cum arată. Hello, what's your name? What's your name? Tonsif. Tonsif? Sofian. Sofian, and you? Dared. Și acum am ajuns în vârful turnului de la această frumoasă moschee și să vedem ce vedere avem. Sunt aici cu prietenii. Hello. Thank you for coming with me. Vederea este superbă de aici. Cred că de aici se vede cel mai bine. Wow. De aici nu cred că mai coborâm curând. E super tare, foarte aglomerat, vederea e superbă. Sorry? Translate. I said, can you repeat that? Translate. I said that it is a very beautiful view from here. And it's busy. It's getting quite busy. Am urcat în vârf cu acei doi băieți simpatici. Ei au rămas acolo, eu am coborât. Aș zice că era puțin aglomerat. Și cam asta e. Am reușit să surprind ceva de sus. Se vede foarte frumos. Nu mă așteptam să pot intra în moschee. E aici un fel de coridor la intrare unde toată lumea se roagă. Afară e și scris că nu au voie turiștii. Dar până acum nu s-a legat nimeni de mine. Mă așteptam să pot intra înăuntru, dar se pare că nu este posibil. Traficul aici este un dezastru. Da. O nebunie curată, multe claxoane. Ia uite. Le place mult să claxoneze. Cred. Miros nebun. Contactul cu alte culturi și alte civilizații. Da? Uh-huh. Acum unde mergem? Da. Nu vrei să mergem la cea mai mare piață din Asia, piața de ingrediente, pentru că India este produce 70% din ingredientele care se consumă în întreaga lume. Asta e foarte, foarte mult. Și vrei să vedem ce e pe acolo? O nebunie întreagă, nu, aici nu știu cât o să reușim să stăm, după ziua de azi. O, Doamne! Deci, primul contact al nostru cu Delhi a fost în partea veche. Mâine o să încercăm să mergem puțin în partea nouă, să vedem dacă vibe-ul e un pic divers. Oricum. Eu chiar sper. Să zic că sunt mare fan. Dar nu-mi pare rău că am venit. A, nici mie. Era, cred că cu toate minusurile pe care le are, merită o vizită orice ar fi. Da. Lăsați doar așteptările jos și o să vă bucurați de această atmosferă unică. Că... Da, chiar e unică. Hai. Care le are, merită o vizită orice ar fi. Da. Lăsați doar așteptările jos și o să vă bucurați de această atmosferă unică. Că... Da, chiar e unică. Hai.
Deci noi ne plângeam de Vietnam, că să treci strada e un, o provocare, dar ce zici de India? Nu mai zic nimic, sincer. Da, deci chiar îți trebuie un stomac foarte puternic, așa, să te prindă străzile acestui oraș. Ce să mai... Și dacă vă plângeți de trafic, ia uitați aici. Ce zici, da, Mira? Jazz Bogdan se bucură de toate aceste branduri și mai ales de pui prăjit.